Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, ca de obicei discuția noastră a continuat în studioul Campus TV. Vorbim despre acești copii minunați, despre copii speciali, nu cu nevoi speciale, ci copii speciali. Vă promiteam că vom începe cu citirea mesajelor venite din partea noastră. Un telespectator spune așa: bună seara, felicitări pentru această școală specială, dar vă întreb, acești copii după terminarea școlii sunt ajutați să se integreze în societate, sunt ajutați să-și găsească un loc de muncă? După mine, cred că acești tineri îngroașă rândurile șomerilor. Ei, am citit acest mesaj cu un scop. L-am văzut și m-am bucurat că ați trimis acest mesaj, pentru că noi, îndată, prin materialul pe care îl vom difuza, dar și prin discuția pe care o vom avea în această a doua parte a emisiunii, vom răspunde acestei întrebări venite din partea telespectatorilor. Da, dacă până acum aceste școli speciale îndreptau copiii doar către croitorie, să spunem noi, deși nu doar către croitorie se îndreptau ei, poate unii dintre ei mai reușeau să ajungă și în alte medii. E, de această dată, li se oferă o șansă, li se oferă o alternativă, li se oferă o deschidere și despre acest lucru vom vorbi în această a doua parte a emisiunii, deși s-ar putea ca noi, din dragostea noastră pentru copiii aceștia speciali, să ajungem cu discuția și în altă parte. Vreau să vă rog să-mi spuneți ce a însemnat astăzi deschiderea acestei mini-tipografii în care copiii vor putea face cărți de vizită, reviste, calendare. Chiar noi am primit câteva calendare făcute de acești copii în tipografia de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive. Această mini-tipografie digitală înseamnă o altă șansă și o alternativă pe care o oferim copiilor pentru viitor. Nu vreau să fiu malițios, dar l-aș întreba pe domnul care a pus acel mesaj. Absolvenții liceului de Filipescu, nu spunem nume, spunem doar licee tehnologice, au asigurat locul sau de muncă după bacalaureat și să presupunem că au și luat bacalaureat? Ce pot să-i răspund domnului în două cuvinte și apoi mergem mai departe? Că noi avem firme partenere unde copiii se duc și fac practică pe croitorie deocamdată. Ăsta este profilul nostru actual și acești domni, firme particulare, oferă locuri de muncă celor dintre ei care au drag de meserie. Și dovedesc să facă, că pot pentru că, face, exact. Haideți să fim serioși, în toată forma de învățământ, nu numai din România, pe toată planeta, sunt copii care au motivație și care vor să facă ceva și alții care nu vor, care se gândesc să facă puțin mai târziu, poate. Și se mulțumesc, nu? Să trăiască, poate, sigur, doar din acea subvenție, sigur, de persoană, sigur, cu, sigur, handicap. Noi ne-am tot gândit, împreună cu doamna directoare și toți cei din școală, cum să facem să găsim o alternativă, pentru că această meserie de croitor, cu toate că este foarte potrivită pentru handicapul unui copil cu pierdere auditive sau cu surditate. Vă spuneam că și Down-ul provoacă surditate și copiii noștri au surditate, au pierderi de auz. Ori, la un moment dat, și ei trebuie să facă ceva. Și de ce spun că această croitorie era bună pentru ei? Dar nu se mai poartă. Ce să spun? Pun ghilimele. Sper să nu se supere nimeni. Nu mai vor. Iar este datoria noastră. Eu am convins foarte multă lume că este minunată meseria aia. Și să vă explic de ce. O mașină de cusut electrică costă 5-6 milioane vechi. Corect. 500 de lei. Cu 500 de lei, un elev care a înțeles cum se face un tiv, cum se scurtează un pantalon sau cum se îngustează, nu mai spun cum se face o fustă. Acolo în sătucul lui, că mulți sunt de la țară, își poate câștiga pâinea de mâine. Corect. Ei sunt extraordinar de încântați și de dispuși să lucreze pe calculator, să stea pe telefoane dacă s-ar putea tot timpul. Și nu sunt numai ei. Tocmai ce spuneați mai devreme, că au normalitatea lor și sunt copii. Bun. Am găsit o alternativă. Această tipografie este digitală, adică există un server care comandă o imprimantă care mai departe tipărește, face,
tot felul de chestii. Ce a spus dumneavoastră? Cărți de vizită, calendare, mai știu eu ce, invitații de nuntă sau mai știu eu ce. De asemenea, ați văzut în acel microatelier că mai erau și alte mici utilaje. Corect. De îndosariat, de tăiat, de făcut canturi și așa mai departe. Copilul care este pregătit este atras de această meserie, pentru că, în primul rând și în primul rând, lucrează pe calculator. Dragostea vieții lui. Eu acum le-am mai spus, mă băieți, măi fetelor, sunt ingineri informaticieni care n-au loc de muncă. Haideți, gândiți-vă până la urmă cât e plapul mai de lungă. Că trebuie să-i trezim puțin. Dar le-am oferit o alternativă. Mulțumim tuturor celor, și eu mulțumesc pe această cale, tuturor celor care ne-au ajutat. Pentru că e greu, e greu să... Noi am vrea multe, multe vrem noi, dar câte se pot face? Și încă societatea românească, cu toate că avem legi, articolul 50 din Constituția României, care reglementează drepturile copiilor și a oamenilor cu dizabilități, legea 448 din 2006, care la fel asigură și reglementează tot ce înseamnă, eu știu, persoană cu dizabilități, nu mai continui. E greu. Nu mai e într-adevăr foarte greu. Dar eu cred noi ne bucurăm foarte tare că am reușit lucrul ăsta. Am reușit, ia că o să-i dăm drumul. Este o reușită. Sigur. Faptul că măcar unul dintre absolvenții școlii vor reuși să se angajeze pe acest domeniu, pentru dumneavoastră va fi o mare reușită, sunt ferm convinsă. Noi nu mergem pe măcar unul. Nu. Suntem mult mai încăpățânați. Nu. Și vom găsi, și sunt convins, pentru că știu ce director am, și ea e, nu încăpățânată, că doamne... Bătăioasă! Așa. Și vom găsi soluții pentru copiii ăștia. Vom găsi. Nu unul. Mai mulți. Mai mulți. Depinde foarte mult de ei să vrea să însușească această meserie, pentru că nu poți să spui, știi, angajează-l pe ăla, dar nu știe nimic. Este, emisiunea din această seară este și o provocare lansată de noi patronilor, administratorilor de tipografii din județul final, Buzău, dar acum, exact, dacă ați spus... din județul Buzău, care pot angaja acești tineri. Este vorba despre multe lucruri aici. Este vorba despre o mână întinsă a acestor tineri. Este vorba despre subvenții primite din partea statului pentru ca angajați astfel de tineri. Este vorba despre umanitate și despre foarte, foarte, foarte multe lucruri la un loc. Întindeți o mână acestor tineri, iar acest gest, exact, se va întâlni cu zecile de mâini ale noastre, care sunt permanent, minut de minut, întinse pentru acești copii. Pentru că dumneavoastră, indiferent dacă ei termină liceul, sunteți veșnic cu ochii pe ei. Da, da, să știți, nu știu, n-am avut ocazia să o spun, dar mi-ați ridicat mingea la plasă, cum se spune. Noi nu suntem numai profesori de, eu știu, geografie română acolo, psihopedagogi sau mai știu eu ce. Nu. Noi suntem în general educatori, facem educație. Noi nu trecem pe lângă un copil pe care îl vedem afară fără niciun rost. Noi îl întrebăm și de regulă îi știm pe toți. Cristi, Bogdan, Ioane, Elena, ce cauți aici? Cu ce pot să te ajut? Cam asta este modul nostru de a ne comporta. Adică cuvântul indiferență nu există la noi în școală. Cât timp v-a luat să învățați limbajul mimicogestual? Cinstit? Da. Mai mult de un an. Vreau să vă spun că... Le știți toate semnele? Teoretic, da. Dar practic? Practic foarte multe, cele cu care lucrez zi de zi. Uzualele și multe altele, fără doar și poate. Și prescurtările le știți? Unele dintre ele, da, dar le schimbă permanent. Să nu aveți impresia că intelectul lor e așa... Nu, ei sunt ok, mai ales cei care au numai surditate sunt ok ca intelect. Nu înțeleg ei foarte bine și să... Iar e o mare discuție, nu cred că ne ajunge o emisiune, pentru că ei sunt protezați și aici ne-a ajutat foarte mult o firmă din Buzău și le mulțumesc și dumnealor pe firma, pe calea aceasta, gratis i-au protezat. Dar aparatele le vor cât mai mici, cât mai... Ce se întâmplă? Un aparat mic. Vor să nu se vadă. Dar haide să vă spun, un aparat mic nu poate să redea corect.
să traducă corect urechii ceea ce se aude în exterior. Pentru că nu au unde să fie componentele alea. Nu avem noi. Probabil că sunt foarte scumpe unele miniaturale și cu performanțe foarte, foarte mari. Și atunci copilul, având o pierdere mare de auz, nu înțelege foarte bine ce se întâmplă. Deci mai bine unul mai mare, care poate să traducă, să aibă o frecvență bună, să aibă o putere mai mare ca să poată să ajungă acolo. Plus că ei sunt în creștere și atunci o piesă, una dintre cele mai importante piesele ale aparatului auditiv, Oliva, așa se cheamă, așa, care se fixează pe pavilionul urechii, aici în pavilionul urechii, trebuie modificată. Pentru că crește copilul, crește urechea și atunci trebuie modificată. Aia ce înseamnă? Bani. Corect. Tot timpul ne lovim de bani și vă spun, se fac eforturi extraordinare. Colegii și domnișoara Partal Fănuța, care am spus, și mulți alți colegi, ar trebui să-i spun pe toți, știți? Care se duc și prin forțe proprii, prin cunoștințe, mai schimbă două olive, mai trei, mai patru. Noi avem dotare foarte bună, avem cabinet de audiologie, de de ludoterapie, de tot felul de alte terapii, unde ne dăm silința să facem. Dacă toată nu avem, cu ce? Că-l vezi că se uită la tine. Mă, n-ai aparatele. Ba, n-am. N-ai baterie. Am și baterie, da? Undeva se pierde sau încep să țiuie sau se mai dezlipesc acele... Și atunci ți se rupe sufletul. Păi... Facem tot ce putem, v-am spus. Ce văd în jurul meu la colegi, noi nu avem chiar cuvintele acelea, nu se poate, nu e greu, nu. Noi începem să vorbim unul cu altul, bă, dar cum îl rezolvăm pe copilul ăsta? Hai să încercăm să găsim o soluție. Sigur că da, și să știți că acum sunt eu acum în fața camerelor de luat vedere, dar în noi ne vedem de treaba. În spatele dumneavoastră este colectivul noastră, pe care eu astăzi l-am văzut. Fără doar și poate, să știți. Adică chiar vreau să mă considerați o bucățică din colectivul ăla care este cumva, era în Star Trek odată, un organism Borg, unde toți lucrau în același fel. Deci nu se poate altfel. Acolo noi lucrăm toți cu toți. Vreau să-mi spuneți un lucru, pentru că timpul nu ne mai permite să continuăm discuția noastră, însă o să vă oblig, într-un fel sau altul, să-mi promiteți că veți mai veni în studioul Campus TV să vorbim despre acești copii. Nu știu dacă mă lasă doamna directoare așa. Sunt convinsă că o să vă lase. Da. E o soluție ca acești copii să fie integrați în școlile de masă? În câteva cuvinte, pentru că aici putem să discutăm trei emisiuni, nu una. Vă spun o scurtă poveste, foarte scurtă. Eram logoped, profesor logoped și am lucrat cu o fetiță, să o numim Cristina, la o anumită școală din Buzău. Era într-o clasă, hai să zicem a treia, în care erau 25 de copii normali și ea singură. Ea la clasa a treia făcea bastonașe și bețișoare. De ce făcea? Pentru că atâta putea. Atâta putea? Era venită din învățământul special. Sau atâta putea doamna să... Nu, doamna, nu trebuie să judecați, pentru că doamna avea încă 25 de copii normali cu care să lucreze mai întâi. Nu e o scuză din punctul meu de vedere. Oh, vai de mine, ba da, pentru că clasa cu 25 de elevi este deja foarte mare. Cel puțin la clasele mici, eu, dar n-am nicio putere. Nu aș aproba mai mult de 18 copii, 15 copii. Păi, faceți un calcul cât ia unei învățătoare, unui profesor de învățământ primar, că așa sunt acum, toată lumea are facultate, să corecteze tema pentru acasă, așa cum eram eu corectat, sau cum erați dumneavoastră. Păi înseamnă că învățătoarea lui Fimiu, care are 39 de copii la clasă, trebuie să fie supererou, nu? Nu. Sunteți dumneavoastră probabil supererou pentru că vă ajutați copilul permanent. Dar femeia aia nu are timp să-și facă treaba. Nu are timp. Deci nu este niciun beneficiu să duci copilul la o învățătoare foarte bună, dar unde sunt 39 clasă. Eu n-aș face așa ceva. Mai bine una mai slabă, dar cu 15 copii. Să aibă timp să se ocupe de ei. Haideți să vă termin povestea. După 2 ani m-am dus în acea școală, aveam o problemă cu director. Și o văd pe... Am botezat-o Cristina. Zic, bună Cristina, ce faci? Se uită la mine? Iertați-mă, dar nu vă cunosc. Zic, cum să nu mă cunosc? Sunt după profesorul 2 ani. Tău. N-are importanță. Da, după 2 ani. Sunt profesorul tău, uite, am lucrat, am încercat să-i aduc aminte, am fost acolo în cabinet. Nu mi-aduc aminte. Zic, în ce clasă ești, Cristina? În clasa a treia. Mai trebuie să spun ceva? Lăsați copii
să stea acolo unde le este locul. Știu că e greu. Părinții intră într-o fază de negare. Nu vor să recunoască handicapul copilului. Și ăsta este un lucru rău, pentru că dacă nu vrei să recunoști, nici nu poți să-i faci bine. Cum să-i faci bine dacă eu consider că paharul ăsta este întreg și nu este spart? Asta s-a întâmplat. Asta a vrut providența. Nu există cuvântul ăla cu pedeapsă, că ți-a dat pedeapsă. Nu există așa ceva. Așa s-a întâmplat. Așa au vrut genele să se așeze. Dar dacă noi, ca părinți, da. Mie mi-e ușor să o spun, că am copii, slavă Domnului, bine și în limitele normalității. Dacă noi, ca părinți, în acești copii altfel, încercăm să căutăm lucrurile speciale, n-am fi mai fericiți și noi și ei? Da, am fi foarte fericiți. Credeți că ne permite societatea? Ce mesaj ați primit ceva mai devreme? Ce fac copiii ăștia după liceu? Da, este și mesajul venit din partea unui părinte care poate se gândește că, iertați-mă că o spun, e foarte greu de acceptat, dar astfel de părinți se duc în pământ și marea lor grijă este ce fac cu copilul meu, cine are grijă de el. Dumneavoastră gândiți din perspectiva dumneavoastră a educației dumneavoastră, a poziției sociale a dumneavoastră. Știți că noi avem părinți care își lasă copiii acolo, nici nu vin să ia? Sau nu iau sâmbăta acasă când sunt de lângă Buzău? Știți lucrul ăsta? Și ni se rupe inima. Pentru că nu e normal. E un cuvânt. Dar în acte e părinte. Nu poți să-i spui altfel. Dar n-ar trebui să-i spui părinte. Am avut tot felul de cazuri, nu este timp să povestesc, poate nici nu mai vreau să-mi aduc aminte, de, cum să-i numesc, non-părinți, ceva ce nu vă imaginați. Noi avem tot felul de cazuri acolo, suntem practic niște, să ne botezăm, soldați sociali, cei care încercăm să dăm o mână de ajutor, de asta spuneați de o mână, noi dăm toate mâinile noastre, dacă am avea mai multe, am dat mai multe. Am venit și cu hăinuțe, și cu păpică, și cu tot ce s-a putut, ce am mai putut și noi, să facem rost, să sponsorizeze. Dacă am o supărare, să știți că marea mea supărare este că școala dumneavoastră se află la marginea orașului. Pentru că dacă ar fi fost undeva mai în centru, poate oamenilor ar fi fost mai ușor să acceadă la dumneavoastră, să vă cunoască mai bine, să nu vă mai privească oarecum pieziși când dați din mâini la infinit. Aș vrea să vă contrazic puțin. Să știți că în fiecare an, dar în fiecare an, noi încheiem parteneriate educaționale cu alte școli, cu alte licee. Cu liceul economic, cu liceul 1, cu liceul de artă, cu liceul Vernești și altele. Și atunci, copiii normal de la școlile astea vin la noi și dăruiesc, mai ales în această perioadă. Noi ne ducem și facem schimb de experiență. Eu chiar am avut un proiect cu școala Vernești privind copilul cu dizabilități și modul în care părinții trebuie să se comporte, pentru că erau în acea școală, chiar erau copii cu probleme, dar toți părinții aceia erau în faza de negare, nu, copilul meu să face bine. Să dea Dumnezeu să se facă. Da, dar dacă îl tratăm noi din timp și se face el bine... Nu orice se poate trata, stimată doamnă. Din păcate. Din păcate. Vă mulțumesc din suflet pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o. Mulțumesc în această seară. Pentru mine a fost ca o lecție de viață și sunt convinsă că și pentru telespectatorii noștri. Cu mare drag, în condițiile în care timpul vă va permite, vă așteptăm aici în studioul Campus TV să ne mai povestiți și noi să vă mai întrebăm despre ceea ce cu mare drag faceți noastră minunat cu acești copii. Vă mulțumesc tare mult! Săruna, mulțumesc că mi-ați dat ocazia să-mi exprim părerea și să arăt lumii câteva părți din puținul nostru de acolo. Doar câteva, pentru că sunt atât de multe lucruri frumoase pe care le-ați putea împărtăși, dar din păcate timpul nu ne mai permite. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii din această seară. Noi ne revedem mâine seară. Până atunci, o seară plăcută vă doresc. La revedere!